Bună, draga mea urmăritoare! Îți prezint în acest tutorial modele de unghii de Crăciun și iată ce model de unghii de Crăciun frumos am în acest tutorial pentru tine, prin care încep prin a aplica un gel alb pe tot tipsul. În cazul tău, tu te afli în momentul în care ai finisat deja unghia cu gelul, deci ai făcut apex-ul și este finisat, ai dat formă și absolut tot, după care urmează să aplici culoarea, cum ar fi în cazul de față un gel alb. Gelul meu este Karat French Over de la Gelaxio de pe Tienda. Îl usuc la lampă, după care, folosind Termo 18, o jos semipermanentă de la Diamond Nails, ea se transformă din movul acesta sidefat într-un argintiu sidefat, care mie mi se pare foarte interesant folosit pentru acest model de unghii de Crăciun, pentru că reflectă noaptea fiind întuneric, reflectă zăpada în culorile nuanței date de lună și ziua este argintiu. Din cauza aceasta l-am folosit și îmi place foarte mult efectul care îl are. Folosind acest tip de burețel pentru ombre, ce l-am achiziționat de pe unghii false angro.ro, unde dacă în secțiunea comentarii, în momentul în care îți finalizezi o comandă, pui codul Ionela 5%, primești o reducere de 5%. Toate aceste detalii despre produse cu reducerile le găsești în secțiunea descriere a acestui tutorial sau în comentarii, în primul comentariu fixat de către mine, ca răspuns la primul comentariu. Atenție, draga mea urmăritoare, și la Diamond Nails, dacă îți plasezi o comandă de minim 100 de lei și în secțiunea comentarii scrii codul Ionela, primești o reducere, atenție, de 20%. Așadar, draga mea urmăritoare, urmează și Black Friday, care, din câte mi-amintesc eu, de anul trecut, la Diamond Nails nu se ține, ei nu au așa ceva, însă la unghiifalseangro.ro se ține, ei țin Black Friday și acest site conține produse cu prețuri foarte, foarte avantajoase. Acolo poți să-ți achiziționezi foarte, foarte multe chestii nail art, paietuțe, pietricele, folii de transfer, tot felul de, nu știu cum să le spun, o grămadă de lucruri din astea minuscule, dar care costă banii reali, cât ar trebui să coste. Și pigmenței, apropo, pigmenței mulți, care unii sunt chiar foarte, foarte drăguți și foarte calitativi, te invit cu drag de Black Friday să-ți faci comenzi mari, pentru că primind și reducerea asta de 5% prin codul meu, Ionela 5%, vei avea reducere bună. După ce am terminat de creat ombre cu burețelul și cu oja semi-termo 18 de la Diamond, am aplicat top mat de la BAF, unde, atenție draga mea, pentru a primi o reducere de 10% pe site-ul BAF, trebuie să urmezi instrucțiunile ce le găsești în descriere la acest videoclip sau, cum spuneam, ca răspuns la primul comentariu fixat de mine. Și acolo primești o reducere de 10%, dar este mai complicat povestea și atunci mai bine te invit să te uiți în secțiunea descriere sau la primul comentariu ca răspuns să vezi detaliile despre cum poți primi o reducere de 10% pe BAF. După ce am degresat acest top mat, ce l-am uscat în lampă, urmează să folosesc gelul 3D White Gel de la Noblesse, folosind o pensulă Nail Art, deci așa se numește, Nail Art, de la Diamond Nails, unde, atenție draga mea, dacă îți comanzi produse în valoare de minim 100 de lei de pe Noblesse, primești o reducere de 10% dacă în secțiunea cod reducere, voucher, da? Atenție aici, cod reducere sau voucher, scrii codul Ionela, primești o reducere de 10%. Atenție, și acest site va avea reduceri de Black Friday. Black Friday, în mod normal, în România, ar trebui să fie în data de 15 noiembrie, pardon, dar uneori fiecare în parte poate să aleagă o altă dată ulterioară, din câte am înțeles eu, poate să fie și la sfârșitul lunii noiembrie. Nu este neapărat obligatoriu că se va ține peste tot în 15 noiembrie.
Așadar, draga mea urmăritoare, hai să privim încet cum creez aceste crenguțe de brad albe, pline de zăpadă, așa, asta ar trebui să însemne, cu această pensulă minunată Nail Art de la Diamond Nails. Pensula o găsești pe Diamond Nails în secțiunea pensule, însă, de asemenea, în descrierea acestui videoclip găsești link de la fiecare produs folosit în video. Așadar, în caz că vrei să o comanzi, nu te chinui să o cauți direct pe site. În descrierea videoclipului găsești link de la fiecare produs folosit de mine în acest tutorial. Așadar, poți să dai click direct pe linkul respectiv și te duce fix pe produsul ce ți-l dorești să-l comanzi. Bun, ia uite, privește tehnica de lucru, pornind de la marginea tipsului, de unde crenguța ar trebui să pornească mai groasă, vin cu ea tot mai subțire până spre mijlocul ei. Crenguțele nu le poziționez neapărat fixe, paralele, ci cât mai haotice, să pară puțin natural. Ideea este ca și cum ar fi pozat această imagine, acest tips de deasupra unei păduri, să zicem așa. Nu știu dacă reușești să-ți imaginezi. Și în centru este o zonă în care nu sunt copaci, nu sunt crenguțe absolut deloc. Și se vede doar zăpada albă. În rest, între crenguțe, se vede puțin zăpada mov de la întuneric. De la întunericul nopții. Draga mea urmăritoare, să fii cu ochii pe canalul meu, pentru că în zilele următoare, până de Crăciun, urmează multe surprize pentru tine, cum ar fi modele nail art, modele de unghii de Crăciun, multe modele de Crăciun, poate și altele cu tematica Revelion, da, 2020, care eu am pregătit surprize frumoase pentru anul 2020, începând chiar din 1 ianuarie. Și anume, draga mea, urmăritoare, în ultima perioadă am început să-mi fac reclamă, recunosc pe față, reclamă pentru cursurile mele online de manicură de pe site-ul Patreon. Da, ai înțeles bine, eu țin cursuri online de manicură. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă că pe acele, în acele cursuri ofer multă mai multă informație cu mult mai mare valoare decât ceea ce am oferit până acum pe canalul meu de YouTube. Pe canalul meu de YouTube am foarte multe comentarii de la voi, urmăritoare, dragi, cum că sunteți foarte fericite, împăcate, mulțumite de ceea ce ați învățat de la mine, gratuit, față de cursurile care voi le-ați absolvit pe bănuți destul de mult. Și de aceea, ca să ofer și mai multă valoare decât am oferit deja gratuit aici, pe canalul meu, am creat acest site de cursuri online de manicură. Și anume, draga mea, începând de ieri, am început să postez și acolo modele de unghii de Crăciun în nivelul numit Crăciun. Și atenție, draga mea, am trei nivele. Unul diverse, e cel mai ieftin, apoi Crăciun, e cu un preț mediu, iar întreținere e prețul cel mai mare. De ce e prețul cel mai mare? Pentru că în momentul de față are cea mai mare valoare. În el ofer cea mai multă informație de calitate. Este vorba doar despre întreținere în acel nivel, însă dacă te înscrii în acel nivel, ai acces gratuit din 1 noiembrie până în 31 decembrie la nivelul Crăciun. Spune asta pentru că în 31 decembrie nivelul Crăciun se va anula, pentru că nu mai trebuie să înveți să pictez modele de Crăciun. Și nelimitat la nivelul diverse. Deci vei avea acces la două nivele sau la unul nelimitat. Te invit cu mare drag să te înscrii și tu în acest nivel de cursuri, întreținere. Și atenție, sunt locurile limitate. Sunt doar 40 de locuri, tocmai ce am dublat ieri locul, ca să se înscrie cât mai multă lume, să beneficieze de o reducere de o sumă destul de frumușică. Nu aș spune aici, pentru că vreau să păstrez surpriză totul. Te invit să te loghezi de pe linkul lăsat de mine în descriere sau în primul comentariu fixat. Te invit să te loghezi, să vezi despre ce este vorba, draga mea, să vezi despre câți bănuți este vorba, cât costă bonusul de care beneficiază cursantele din nivelul de întreținere.
unde, dacă te înscrii în acest nivel, nu numai că ai acces gratuit la nivelul Crăciun și diverse, ci, atenție, asta e surpriza pentru începutul anului 2020. În data de 1 ianuarie vei intra într-o tombolă ce are ca premiu 5 locuri sau 5 cursante vor câștiga o ședință în privat cu mine, care durează între minim o oră și maxim 3 ore, în care tu poți să-mi adresezi orice întrebare legată de unghii tehnice și eu să-ți răspund 100% real, fără ocolișuri sau fără să-ți mai cer alt abonament sau așa ceva. Asta pentru că e bonusul meu de la mine pentru tine. Atenție, spuneam că locurile sunt limitate la 40, ieri am dublat locul, până acum erau 20 și am dublat locul ca să ofer șansa cât mai multor cursante să beneficieze de acest bonus de suma respectivă despre care spuneam și plus să câștige unul dintre cele 5 locuri în ședința în privat cu mine, pentru ședința în privat cu mine. Acum, fiind 40 de locuri disponibile, te anunț că astăzi, 2 noiembrie, mai sunt 20 de locuri disponibile. Atenție! Deci dacă dorești totuși să te înscrii, înscrie-te cât mai repede, pentru că locurile se ocupă rapid. Chiar în dimineața aceasta, când m-am trezit, erau fete noi înscrise. Așadar, grăbește-te! Dacă dorești și tu să te înscrii, grăbește-te! Locurile fiind limitate, chiar m-am trezit cu o întrebare destul de ciudățică, să zic așa. O fată credea că în fiecare lună abonații sunt scoși din abonament și se ocupă din nou locurile. Nu! E ca și la Orange. Abonamentul durează până când tu ți-l anulezi, să zic așa. Nu e chiar ca la Orange, dar am vrut să dau un exemplu asemănător. Și anume, dacă 40 de persoane sunt abonate și ele își păstrează mereu abonamentul lună de lună, nu mai sunt locuri să te înscrii. Doar dacă două persoane ar renunța, atunci mai sunt două locuri disponibile din cele 40. Sper că ai înțeles ce vreau să spun și deci grăbește-te dacă dorești. În nivelul de cursuri de Crăciun, în fiecare zi de luni, draga mea cursantă, voi posta un curs de unghii de modele de Crăciun. În fiecare zi de luni, din 1 noiembrie până în 31 decembrie. Da? Câte zile de luni vor fi, atâtea cursuri trebuie să găsești neapărat. Plus de asta, ți-am spus, ai acces gratuit și la nivelul diverse, unde postezi două cursuri lunar și în nivelul de întreținere, de asemenea, două cursuri lunar. Unul din 1 până în 15 a fiecărei luni și altul din 15 până în 30 a fiecărei luni. Draga mea, după ce am uscat crengile de brăduț și fulgii creați, urmează să degresez și apoi, după cum poți vedea, pictez aceste, cum se spun oare, pentru că mă ascultați din mai multe zone ale țării, promoroace, ar fi bine spus, aceste bucăți de zăpadă adunată, înghețată, așa aș putea traduce mai clar, peste care, fără să usuc, voi pune sclipici, un sclipici foarte frumos. Nu i-am făcut poză în videoclip, dar îți spun acum exact. Este un glitter luat de pe Get Niles. Și se numește Glitter 020 GN. Este un glitter care eu îl folosesc, dacă tu mă urmărești din totdeauna, îl folosesc în fiecare an sau de fiecare dată, cu orice ocazie, îl am din totdeauna, de când sunt eu manicuristă îl am și îmi place. Îl folosesc mai ales la modelele la modelele de unghii de Crăciun, modele de iarnă și la mirese. În general, la aceste două pentru aceste două ocazii folosesc acest glitter, dar bineînțeles cu orice altă ocazie, dacă mi se cere. Este un glitter foarte, foarte fin și are niște reflexii foarte frumoase. El este alb și rămâne
Dacă îl pui pe alb, rămâne alb. Dacă îl pui pe negru, se vede negru prin el. Dacă îl pui pe roșu, se vede roșu prin el. Este foarte interesant. Când clientele mele îl văd și se panichează ceva de genul, nu, da, ți-am spus că nu vreau sclipici alb. Și eu le spun, stai liniștită, draga mea, tot așa cum îl vrei tu va fi. Adică dacă vrei să se vadă roșu, roșu se va vedea. El se vede în cutiuță alb, dar nu este alb. Este transparent cu reflexii multicolore, așa aș spune. Și cum spuneam, dacă îl pui pe un gel alb, el arată ca zăpada, da? Zăpada aceea sticloasă, așa, care scârție când calci pe ea. Draga mea, eu simt deja atmosfera de sărbătoare, simt deja atmosfera de iarnă, deși în momentul în care înregistrez vocea sunt în salonul meu și la spatele meu chiar am un calorifer care tocmai acum dă căldură. Este foarte interesant sentimentul și cred că tocmai din această cauză m-am pornit încă de acum din octombrie chiar, deși acum este noiembrie, când înregistrez vocea pe video și m-am decis ca anul acesta să-ți ofer multe, multe videoclipuri, tutoriale cu modele de unghii de Crăciun, ca să simțim cât mai tare atmosfera aceasta de Crăciun. Sper să aveți un Crăciun minunat și sper să fiți cât mai fericite, cât mai călduțe la suflet, cât mai bune. Și draga mea urmăritoare, te invit să mă urmărești pe rețeaua de socializare Facebook personal. Mă poți căuta exact cum sunt pe Instagram și pe YouTube. Sunt Dascălui Ionela Ana, unde nu știu cum să mă exprim, pentru că nu vreau să dea nimeni cu bâta în mine. Zici că mai nou tot felul de cazuri se abat asupra Facebook-ului meu, cazuri din astea sociale, cu copilaj bolnav, cu lume care are nevoie de ajutorul nostru, financiar sau ori de care ar fi el. Și te-aș invita să mă urmărești pe rețeaua mea de socializare privată Facebook, numit Dascălui Ionela Ana, să vezi ceea ce distribui eu pe acolo. Să vezi acele situații de care mie mi-e complet milă și aș face tot posibilul să ajut. Și poate, dacă suntem mai multe, dacă vă adunați și voi, o să reușim să facem fapte bune. Nu uitați, în mod normal, nu doar de Crăciun trebuie să facem fapte bune, ci oricând. Însă, eu așa sunt de părere că dacă ești, eu să zic, într-o depresie sau ești tristă într-o zi, fă o faptă bună. Du-te întâmplător dacă vezi un om necăjit și dă-i 20 de lei, 10 lei dă-i. Nu te duci și nu spui nimic, doar întinzi banii, el se uită în ochii tăi, unii vor spune mulțumesc, wow, ce bine că mi-ai dat, alții vor spune nu, 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 te rog, nu-mi da. Și tu 3 zile vei zâmbi singur pe drum de fericire, crede-mă, draga mea. Știu din propria experiență, nu vreau să mă laud. Am terminat de aplicat sclipiriciul, usuc, și după care cu un pămătuf desclipicesc. Și cam aici se termină tutorialul de astăzi. Ne vedem data viitoare, cât mai curând sper, cu un alt tutorial despre modele de unghii de Crăciun. Te pup, draga mea, și zâmbește! Zâmbește! Te rog, zâmbește! Pupici! Pupicei, 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 pupicei!